Ipsos și Meteo România au încheiat un parteneriat cu scopul de a duce sistemele de irigații prin picurare mai aproape de cât mai mulți fermi români, dar mai multe detalii în reportajul următor. Ați încheiat o alianță cu Meteo. Care este scopul acestei alianțe? Să spunem că scopul principal a fost de a răspunde nevoilor fermierilor din piață. În cei 5 ani de zile în care am făcut irigații prin aspersie în România, ne-am confruntat cu fermieri care ne-au cerut și partea de picurare și totodată aveau nevoie de un produs calitativ și de o soluție corectă. Și în acest sens, luând în calcul mai multe argumente și beneficii pe care le are alianța, am decis să lucrăm cu partenerii noștri de la Metzer. Ce categorie de fermieri beneficiază în primul rând de această irigare prin picurare? Cred că prin această soluție, și a fost unul dintre obiectivele noastre, ne putem adresa tuturor categoriilor de fermieri. Vorbim aici de cultura mare, vorbim de viticultură, horticultură, legumicultură. Avem produse, sau partenerul și de la Metzer au produse care se pretează întregii game de culturi pe care se regăsesc pe piața din România, iar noi suntem dispuși să ajutăm pe acestea în dorința noastră de a ajuta cât mai mulți fermieri. În privința costurilor, cât costă cu aproximație? Aici depinde foarte mult de sistemele folosite și de soluția găsită, dar putem spune că plecăm undeva de la un 600 de euro până la un 1200 de euro la hectar, dar trebuie să luăm în considerare faptul că este o investiție pe termen lung. Nu vorbim doar de o amortizare anuală a investiției pe care o facem, ci vorbim de o investiție pe termen lung, cum am mai spus. Domnule Rusionuț, sunteți specialistul IPSO în domenii de irigații. Vorbiți-ne despre tehnologia prin picurare, dați-ne amănunte. Practic există două sisteme de irigație prin picurare la suprafață, ODI, denumirea științifică, și îngropată, picurare îngropată, SDI. Sunt două tehnologii asemănătoare, singura diferență este că la una dintre soluții, banda este la suprafață, iar la cealaltă vine îngropată undeva la 35-40 de centimetri și banda este mult mai groasă, practic ajunge la 39.000, practic un milimetru are peretele. Distanța între picurători la cultura mare trebuie să fie cam aceeași, 40 sau 50 de centimetri între picurători, debitul este de 1,43 litri pe metru pătrat pe oră. Trebuie să ne asigurăm că avem o uniformitate, practic partea de curgere a apei, debite, presiune și tot ce înseamnă parametri, calculul hidraulic este făcut corect, pentru a asigura o cultură uniformă pe toată suprafața. Sistemul este compus din stație de pompare, stație de filtrare care conține un apometru, o valvă de reducere a presiunii, un filtru. Foarte importantă este partea de filtrare, trebuie să se facă la 130 de microni, deoarece altfel există riscul înfundării benzii de picurare și nu ne dorim asta. Mai departe avem leifletul, practic care este un furtun de diferite dimensiuni, 3, 4, 6 sau 8 țoli, care rezistă la diverse presiuni, și banda de picurare în sine, care noi o cumpărăm de la Metzer. Ei sunt furnizorii noștri principali. Ca și sistem, este cunoscut ca fiind unul dintre cel mai economic din punct de vedere al livrării cantității de apă pe suprafața de teren pe care dorim să o irigăm. Are un randament de 92%, practic 92% din cantitatea de apă pe care o livrăm pe suprafața terenului respectiv ajunge la plantă. Față de alte sisteme de irigat este foarte, foarte eficient. Sperăm ca toți fermierii, și mici, și mari, și medii, să se îndrepte către această tehnologie de irigat, care este nouă. Și pentru noi, pot spune așa, deoarece am început în urmă cu un an de zile cu irigații prin picurare, dar și pentru fermieri, sperăm să avem parte de o educație reciprocă, noi și ei, deoarece avem de învățat tot timpul unii de la ceilalți
și prin aceste sisteme de irigat prin picurare să ne aducem aportul pentru îmbunătățirea calității produsului, a randamentului pe hectar și al calității în general. Practic și cantitatea și randamentul fac parte din aceeași. Vorbiți-ne puțin despre ce implică întreținerea unui asemenea sistem de irigație prin picurare. Întreținerea sistemelor de irigație prin picurare nu necesită foarte mare volum de muncă. Practic este vorba doar despre inspecția vizuală a filtrelor și a benzilor de picurare, deoarece leafletul are o garanție, de fapt este testat și rezistă, are o durabilitate în jur de 4-5 ani ca și echipament. Anual se schimbă benzele de picurare, deoarece intervine partea de calcifiere și de depunere a nisipului pe suprafața interioară a benzii și nu mai poate fi refolosită. Aceasta aduce un cost de 290-300 de euro per hectar anual, dar el doar trebuie să scoată această cheltuială și ar trebui să aducă un raport de profitabilitate mult mai mare decât investiția anuală în banda de picurare. Deci, cum spuneam, partea de filtrare necesită o curățare sezonieră, deci doar o dată pe an se face, la filtru grosier. În rest, filtrele noastre automate de la Miad își fac autocurățare și nu este nevoie de intervenția factorului uman. Tehnologia irigării prin picurare are un principiu foarte clar la bază, acela de a economisi apă, de a economisi resurse, fertilizanți, energie. Așadar, dintre toate sistemele de irigat disponibile și existente, irigarea prin picurare este probabil cea mai eficientă soluție, cu anumite specificități, dar asta e particularitatea, eficiența în gestionarea resurselor. Pentru România, soluția irigării prin picurare este o soluție la îndemână. Este o soluție pe care o recomandăm în marea majoritate a culturilor, pentru marea majoritate a fermelor. Și cu toate că pare ceva foarte simplu, am aflat că sistemul de irigare prin picurare nu este deloc simplu de fabricat. Aici este zona în care picurătorii sunt încărcați și urmează și așteaptă rândul în procesul de producție. Materia primă mixată în proporțiile numai de noi știute intră în acest extruder. În acest cap al extruderului, aici vin picurătorii care sunt automat inserați în linia de picurare. Aici vedeți deja linia de picurare se formează și se creează în acest vacuum, prima etapă de răcire și vacuum. Aici vedem metri pe minut. Suntem într-un proces de producție pe 150 de metri pe minut. De aici încolo puteți face calculul gândindu-vă că fabrica operează 24/7, mai puțin în perioada sărbătorilor și sărbătorile legale. Lucrăm în 4 schimburi. De aici încolo, după ce s-a răcit, pe acești gheab, cu cât grosimea peretelui este mai mare, cu atât răcirea trebuie să fie mai riguroasă. În această zonă avem zona în care se găuresc picurătorii, practic zona prin care apa va ieși la suprafață și vom folosi linia de picurare în regimul pe care îl cunoaștem. Aici vedeți zona în care există, e un picurător la 20 de centimetri în acest moment. Fiecare gaură este în această zonă, iar aici jos, ce vedeți sus pe ecran, sunt poze făcute la fiecare picurător cu fiecare gaură, iar orice eroare este detectată automat și dacă există erori, rola este înlăturată.
și se creează, bineînțeles, un rebut tehnologic. Asta este zona în care rolele se ambalează, este prima fază de bobinare pe rolă. Aici vedeți viteza, care vă închipuiți că este corelată cu prima unitate din linia de producție. Avem o lungime de 3500 de metri pe rolă, în acest caz, pe produsul pe care îl avem pe această linie de producție. Mai departe, cel mai important proces este ca produsul care părăsește poarta fabricii și va fi instalat să fie de calitate. Pentru asta, fiecare rolă, din fiecare rolă se ia o mostră unde se măsoară diametru, grosime, sudura picurătorului, greutatea, deci absolut fiecare rolă este testată. Ăsta este produsul pe care îl fabricăm acum. Este un produs de 16 mm cu aproximativ 20 de centimetri între picurători. Presiunile la care rezistă sunt mult mai mari decât presiunile pe care le recomandăm în câmp. Pentru că vrem să fim prietenoși cu mediul, bineînțeles, ca orice fabrică, avem un rebut tehnologic. Ce facem cu el? Rebutul tehnologic nu-l putem arunca, îl putem refolosi pe gama de linii de picurare cu pereți groși. Avem acest tocător și acest utilaj, investiție pe care am făcut-o anul trecut în vară, din care scoatem o granulă pe care o putem folosi intern. Nu este un produs utilizat în câmp, este un produs provenit din rebutul nostru tehnologic. Acum 10 minute, dacă a fost o eroare, o reintroducem în circuit. Este un produs deja creat, este un produs care deja are picurători inserați, iar ei sunt tocați, pentru că Metzer produce proprii picurători în Israel din aceeași materie primă. Așadar, picurătorii noștri pot fi reciclați împreună cu linia de picurare. Ăsta este un avantaj și o inovație pe care o aducem, că avem picurătorii din același material ca liniile de picurare, astfel că orice colector, reciclator din România poate lua liniile de picurare Metzer și le poate recicla și, fiind făcute din materie primă virgină, va fi un mare avantaj pentru orice reciclator să aibă așa ceva spre reciclat.